învățați-vă să vă exprimați corect. Cam Bila Leneșă. Da, la tine Dumnezeu a făcut o greșeală de proiectare și ție ți-a făcut o leneșă. Nu ești tu leneș că nu înțelegi cum funcționează corpul tău și ce mesaje îți transmite. Nu tu ești leneș. Bila e leneșă. Am înțeles, da. Păi vedeți voi cum suferim. Pe barba noastră, pe cheltuiala noastră. Faptul că corpul tău a făcut un lipom sau un nodul sau o tumoră nu este o nenorocire de la Dumnezeu. Nu. Este o nenorocire că nu ți-ai înțeles tu corpul din timp. Este o nenorocire că nu ai înțeles tu principiile, că ai fost un elev ignorant al unui învățător înțelept, care este corpul tău, natura și Dumnezeu. Și nu ai respectat aceste reguli. Boala e semn de la Dumnezeu că te iubește și vrea să te trezească. Și tu, așa cum zicea biologul Marcheseau, nu boala mă surprinde, ci comoditatea bolnavului, care continuă să creadă în soluții miraculoase, magice, mai degrabă decât în reforma stilului de viață.